TVR Iași se pregătește de sărbătoare. Noua grilă de toamnă va fi lansată în curând, iar pregătirile sunt în desfășurare. În noua grilă vom regăsi brandurile TVR Iași, emisiunile de reportaj, vom găsi emisiunile de călătorii, vom vorbi despre regionalizare, despre pașii pe care sperăm să-i facă Iașul împreună cu TVR Iași spre capitală culturală europeană. Vom găsi emisiunile de folclor, înregistrăm în avans cântec și poveste. Mergem să vedem și cum e viața la țară, vor fi foarte multe surprize, toată lumea se va regăsi în grila. Asta trebuie să spunem și vă veți regăsi ca de fiecare dată aceiași prieteni de la TVR și sperăm și să nu uitați că în inimile noastre ați intrat. Dacă ne lăsați să intrăm și în casele dumneavoastră, înseamnă că e perfect. Urmăriți-ne! Povestea TVR Iași începe printr-un cântec, iar ansamblul Iveștilor a venit să însuflețească inimile noastre prin muzică, dans și voie bună. Am în spate peste 30 de ani de activitate. Cred că am un geamandan de diplome care le-am câștigat de-a lungul vremii. Primele înregistrări le-am avut în radio prin 86, până în 94 am reușit și am înregistrat 36 de cântece cu Paraschiv Oprea și Orchestra Radio. Eu vă mulțumesc din suflet, am alături de mine Rapsodia Vasului, unde sunt coordonatorul orchestrei, și am alături de mine ansamblul Rasopzii Veștiului, unde sunt director de cămin cultural și am peste 100 de suflete de membri. De la mic la mare, membrii ansamblului Veștilor din Vaslui s-au pregătit de sărbătoare. Cu bucate alese, făcute de cele mai pricepute gospodine ale satului și cu portul popular tradițional pregătit, se poate da startul unei noi ediții Cântec și Poveste. Costum popular l-am din moș strămoș, de la bunicii mei, au peste 100 de ani și de acum îl las la nepoții mei în care rămân urmași, îl port numai la zile de sărbătoare, la ziua satului, la când avem la zile festive la noi la Ivești. De ce ați venit astăzi aici? Astăzi am venit pentru a prezenta obiceiul de la noi din sat, Rapsozii Iveștilui, cu tradițiile noastre, cu mâncăruri alese, brânzoaie și plășinte, palembrău cu brânză, sarmalei, după aceea fripturi, totuși avem. Prosoape din moș strămoș de pânză, făcute de bunicii noștri, de părinții noștri, de răzbuniși. După aceea covoarele, iar tot la fel țăsutii. Ei, mai sunt cămăși de este țăsutii care sunt când eram mireasă, cu seamă trebuia să-i cos bărbatului, mirului, prietenului meu și socrului cel mare, să-i cos cămașa. La dumneavoastră, în satul Ivești, ce tradiții se mai păstrează? Avem, știu eu, mersul cu împărțituri, de exemplu, după ce s-au culunat tinerii așa la o săptămână după nuntă, nașii, mai precis nașa, împreună cu mai multe femei din partea ei, din partea nașii, merg la tinerii căsătoriți cu tot felul de obiecte, oale, știu eu, tigăi, farfurii, da? Pentru ca tinerii căsătoriți să înceapă o nouă activitate. De când ați început dumneavoastră să cântați, să dansați, să învățați jocul popular? De când eram în clasa a patra. Am participat la concursul pe regiuni și unde am luat locul 1 pe regiuni la Iași în anul 1959. Și de atunci tot am mai schițat câte o dans, câte o piesă și acum am intrat din nou în folclorul nostru iveștean, unde vrem să-l ducem mai departe, să lăsăm moștenirii nepoților noștri. De ce ai venit astăzi aici? Să cânt balada lui Ștefan cel Mare. Tradițiile lăsate din moși strămoși nu mai sunt păstrate de generația tânără. Curentul modern i-a făcut pe cei mai tineri dintre săteni să se îndepărteze de obiceiuri. Însă, vârstnicii satului păstrează cu sfințenie toate învățămintele lăsate de străbuni. Zestrea fetei se compune din perne, plapumă, covoare, levișeri, candrele și alte piese de trusou, cum s-ar spune. Cât de vechi sunt aceste obiecte? Fețele de pernă sunt peste 100 de ani, au peste 100 de ani. Fețe de perne mici, fețe de perne mari, cultucele,
Culturile acestea însoțeau în ziua danțului, ca așa se spunea la noi, însoțeau icoana, însoțeau icoana înainte, iar din urmă toți flăcăii satului jucau zestrea miresii. O poveste spusă printr-un cântec și o toamnă plină cu surprize mari ca TVR Iași vă așteaptă.